Bun găsit, sunt profesor Mândița Baias și vă voi prezenta astăzi cum creez un test pe platforma Live Worksheet. Deschidem această platformă, observați liveworksheet.com, ne autentificăm, putem opta pentru limba engleză sau pentru limba română și să pornim la crearea testului. Putem încărca pe platformă un test gata creat înainte în format PDF, JPEG, observați, acesta nu trebuie să fie mai mare de 5 MB. Încărcăm testul. Observați, pentru a realiza aceste exerciții, pentru a rezolva aceste exerciții, este nevoie ca în dreptul fiecărei transformări pe care dorim să o facem, să desenăm un dreptunghi. Îl desenăm, veți vedea că este foarte ușor de desenat. De asemenea, avem de rezolvat o problemă pe baza acestui desen, și avem mai multe variante de răspuns. Pentru aceasta, desenăm acel dreptunghi despre care vorbeam mai devreme și scriem în interiorul lui choose, două puncte, răspunsul corect, bară răspunsul greșit sau invers. În fața răspunsului corect vom pune un asterisc. Avem un alt item de rezolvat. Acesta este cu ajutorul unei săgeți, faceți corespondența între mărimea fizică și unitatea de măsură corespunzătoare. Scriem în interiorul acestui fiecărui dreptunghi, uitați, avem aici lungimea, unitatea de măsură corespunzătoare metru. Și desenăm pe lungime, desenăm un dreptunghi. În interiorul dreptunghiului scriem juc, două puncte, 1. Desenăm de asemenea pe unitatea de măsură, metrul, joc, două puncte, 1. Și la fel, pentru a realiza corespondența între mărimi fizice și unitatea de măsură, pentru fiecare vom face. Avem acum de rezolvat o problemă. Îi lăsăm spațiu de rezolvare și avem mai multe variante de răspuns pe care le putem alege. Și avem aici tic, două puncte, yes, și scriem răspunsul corect. Tic, două puncte, no, vom scrie un răspuns greșit. Tic, două puncte, no, vom scrie alt răspuns greșit și așa mai departe. Deci în fața răspunsului corect punem yes. Și atunci elevul va avea de ales dintre aceste variante și dacă va alege răspunsul corect, va fi punctat. Avem de asemenea de rezolvat o problemă de fizică cu text, cu calcule. Pentru a ilustra cât mai bine conținutul problemei, inserăm un link pe care îl putem lua de pe internet, de pe YouTube, și inserăm acest link în interiorul dreptunghiului pe care dinainte l-am desenat. Îl observați aici, linkul inserat, și elevul îl va vedea. Dacă va da click pe el, va putea urmări filmulețul. Dacă am desenat din întâmplare un dreptunghi în care am intenționat să scriem ceva și nu este corect, atunci putem pe marginea dreptunghiului să așezăm cursorul, acesta se va așeza perpendicular pe el și în modul acesta dăm click pe delete și se va șterge. Rezolvarea problemei cu răspunsuri la alegere o avem aici. Am ajuns la finalul testului. Este un test destul de scurt. A fost pentru a învăța să facem test.
și putem să-i dăm un titlu testului. Suntem întrebați dacă dorim să partajăm foaia de lucru cu alți profesori. Bineînțeles că voi opta pentru a împărtăși cu alți profesori. Și eu am văzut cum lucrează alții. Salvăm acest test. Îl voi putea și edita. Mă întorc la el, mă întreabă dacă îl share-uiesc cu alți profesori, bineînțeles, și de asemenea sunt întrebată dacă vreau să salvez acest test sau un nou testul dinainte sau un nou test. Bineînțeles că salvez pe acesta cu modificările făcute. Pentru a salva testul, sunt întrebată câteva detalii despre el. Trebuie să-i scriu titlu, în ce limbă va fi consultat, ce obiect de studiu avem, pentru ce clasă este nevoie să-l încărcăm, câteva informații despre conținutul său, vârsta la care se adresează, o descriere simplă, dacă vrem să-l share-uim ca PDF, dacă poate fi inserat într-un site, sunt de acord cu acest lucru. Îl salvez și ajung la pagina finală, unde pot să deschid testul de asemenea, pot să-l adaug în spațiul meu de lucru. Nu mi-am creat un astfel de spațiu de lucru, dar se poate crea și pot fi salvate toate testele acolo. Vă mulțumesc!